Mulți stimați membri ai Comisiei de Sustenere Publică a tezei de doctorat, stimați colegi, mulți stimați prieteni ai doctorand de onorată asistență, vă spun bună ziua și bun venit susținerea. Și stimați colegi, ședința de astăzi a Comisiei de Sustenere Publică a tezei de doctorat la specialitate 431.03 microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară din cadrul Universității Tehnice a Moldovei se desfășoară în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale pentru Evaluarea Calității și Educației în Cercetare și a Consiliului Științific al Universității Tehnice din Moldova. Onorată asistență, aduc la cunoștința dumneavoastră că la ședința Consiliului Științific al Universității Tehnice din Moldova, proces verbal numărul 5 din 03.07.2024, a fost aprobată componența nominală a Comisiei de Sustenere Publică pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale veterinare a doamnei Juncu Olga. În calitate de membre al Comisiei de Sustenere Publică a tezei de doctorat au fost nominalizate următoarele persoane. Balan Ion, doctor habilitat conferențiar, președinte al Comisiei. Donica Gheorghe, doctor conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, secretar științific. Starciuc Nicolae, doctor habilitat profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, membru. Ienciu Valeriu, doctor habilitat profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, membru. În calitate de experți ai tezii de doctorat au fost nominalizați următorii membri. Primul, domnul Sabuța Gheorghe, doctor profesor universitar, Universitatea Științele Vieții, Facultatea Medicină Veterinară Iași, România. 2. Doamna Caraman Mariana, doctor în științe medicale veterinare, cercetător, coordonator, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. 3. Doamna Osaci Natalia, doctor în științe medicale veterinare, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei. La ședința de astăzi sunt prezenți toți membrii Comisiei de Susținere și se propune de a începe ședința. Este necesar de a vota. Cine este dintre membrii Comisiei, cine este pentru, vă rog, votați. Cine contra, s-a abținut, unanim, mulțumim. Onorată asistență, prin urmare, există tot temeiul de a declara ședința de susținere publică a tezei deschisă. Astăzi, 04 octombrie 2024, suntem prezenți la susținerea publică a tezii de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a Universității Tehnice a Moldovei. În ordine de zi a ședinții Comisiei de Susținere Publică a tezii de doctorat, avem o singură întrebare. Susținerea publică a tezii de doctorat cu titlul Salmonelioza aviară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie. La specialitatea 431.03, microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară. Elaborată de către doamna Juncu Olga, care aspiră pentru titlul științific de doctor în științe medicale veterinare. Conducător științific, doctor habilitat în științe medicale veterinare, profesor universitar, domnul Nicolae Starciuc. Data, ora și locul desfășurării și susținere publice a tezii menționate de doctorat a fost stabilită prin ședința Comisiei de Susținere Publică a tezii de doctorat. Conform metodologiei de confirmare și conferirea titlurilor științifice, teza, rezumatele tezei, raportul de similitudine antiplagiat au fost expediate pentru plasarea pe site-ul ANACEC în modul stabilit. Onorată asistență, urmează prezentarea pretendentului la titlul de doctor în științe medicale
și în continuare îi oferim cuvântul domnului secretar științific, domnului Gheorghe Donica, doctor în științe medicale veterinare, conferențiar universitar. Vă rog, domnul Donica, aveți cuvântul. Onorată asistență, candidatul la titlul științific, doamna Juncu Olga, este doctorantă a școlii doctorale a Universității Tehnice, în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Departamentul Siguranță Alimentelor și Sănătate Publică, OTM. Doamna Juncu Olga s-a născut la 24 martie 1976 în orașul Chișinău, este cetățeană a Republicii Moldova. Doctoranda a efectuat studiile în școala medie numărul 55 din orașul Chișinău, iar în 1994 a fost înmatriculată ca studentă la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității Agrare de Stat de Moldova la Chișinău. În 1999 a absolvit această facultate obținând diploma cu titlul de doctor medic veterinar în domeniul medicinei veterinare. După absolvirea Facultății de Medicină Veterinară, doctoranta Juncu Olga a fost angajată ca laborant veterinar la Serviciul Sanitar Veterinar de Stat din cadrul ANSA, orașul Chișinău. În anul 2002 a fost promovată în funcție de medic veterinar. În perioada 2002-2013 a activat ca medic veterinar în cadrul Laboratorului Expertiză Sanitar Veterinar din întreprinderea municipală Piața Centrală. Totodată ulterior, în perioada 2004-2005, a fost numită șef de laborator de expertiză sanitar veterinar în cadrul întreprinderii municipale Piața Chișinău, Centrală, mă scuzați. În perioada 2013-2021 a activat ca medic veterinar în laboratorul de diagnostic din orașul Chișinău a Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor municipiului Chișinău, iar în 2021, prin concurs, a fost angajată ca inspector superior, secția control și siguranță alimentelor a Direcției Teritoriale pentru Siguranță Alimentelor din orașul Chișinău. Iar din 2023 a fost promovată în funcție de inspector principal, secția control și siguranță alimentelor a Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranță Alimentelor Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Dubăsar, unde activează până în prezent. Conform cu ordinul numărul 1 din 05-01-2016, doamna Juncu Olga a fost înmatriculată la studii de doctorat cu frecvență redusă la Specialitatea Științifică 341.03, Microbiologie, Virusologie, Epizootologie, Micologie și Imunologie Veterinară, iar în anul 2021 a absolvit școala doctorală a Universității Tehnice. În dosar prezent aici, sunt depuse următoare acte ce atestă activitatea în cadrul școlilor doctorale a OASM și UTM. Și anume, cererea candidatului către președintele Consiliului Științific a UTM, vizată de domnul prorector, domnul profesor universitar Tronciu Vasile. Lista lucrărilor științifice cu semnătura și stabilă pe fiecare pagină. Teza de doctorat imprimată, semnată de autor și vizată de conducător și cu membrii comisiei, sau directorul școlii doctorale. Teza de doctorat respectivă în variantă electronică și iată, o prezint foarte frumos amenajată, o plăcere să fiu la astfel de lucrări. Rezumatul imprimat, varianta în limba română și limba engleză, iată, ambele exemplare, așa. Certificat academic, decizia Consiliului Științific AUTM cu referire la respectarea programului de doctorat și recomandarea spre susținere la unitatea primară și seminarul științific a școlii doctorale. Extras din procesul verbal al ședinței unității primare. Extrasul din procesul verbal al ședinței
semnalul științific ca școli doctorale și cu decizia și de recomandare spre examinarea tezei în cadrul Comisiei pentru Susținere Publică. Recomandările și obiecțiile reprezentanților semnalului științific ca școli doctorale și lista de prezență a membrilor semnalului respectiv. Procesul verbal al primei ședințe a Comisiei de Susținere Publică în vederea examinării dosarului cu acte pentru susținerea tezei, aprobarea rezumatelor pentru publicare și experiere instituțiilor numărate și stabilirea datei susținerii tezei de doctorat. Lista instituțiilor unde a fost expediat rezumatul, lista avizilor de la instituțiile unde au fost expediat rezumatul și a experților și raport de similitudine. Și vreau să menționez că rezultatele științifice sunt de tematică temei, teze de doctorat, salmoneloza aviară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie sunt reflectate în 17 lucrări științifice, inclusiv 16 dintre care în reviste internaționale, 8 articole de reviste internaționale recenzate, deci un articol în Registrul Național de Revistelor de Profil, categoria B, Știință Agricolă și 6 articole în colegiile conferințelor și congreselor științifice naționale și internaționale și o teză. A fost publicată o recomandare științifico-practică. Teza de doctor a fost pusă în discuție la ședință interdepartamentală a Departamentului Siguranță Alimentelor și Sănătate Publică și Departamentului Științe Fundamentale și Clinice a Facultății de Medicină Veterinară a Universității Tehnice, proces verbal numărul 15 din 21 iunie 2023 și în cadrul semnalului științific a școlii doctorale din data de 2 mai 2024. În cadrul ședințelor a fost apreciată originalitatea, valoarea științifică și aplicativă a tezei salmonioza aviară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie au fost Juncu Olga, înaintată pentru susținere la ședința Comisiei de Susținere Publică. Decizia unanimă a membrilor ședinței semnalul științific și doctorale, în rezultatul votului deschis, a fost de a promova teza de doctor în științe medical-veterinare cu tema salmoneloza aviară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie la specialitatea 433.03, microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară, spre susținere la Comisia de Susținere Publică. Avizul este semnat de președintele Comisiei, doctor habilitat, profesor universitar Ienciu Valeriu, și de secretarul semnarului științific la școală doctorală, doamna doctor profesor universitar Golmarita. Demersul din 03 iunie 2023, referitor aprobării componenței nominale a Consiliului Susținerii Publice, la specialitatea 431.03 microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară a fost prezentat spre analiza la ședința Consiliului Științific al OTM. După examinarea acestui demers, Consiliul Științific al OTM a aprobat componența nominală a Comisiei pentru Susținere Publică, proces verbal numărul 5 din 03.07.2024. Dosarul doctorantei Juncu Olga este complet, așa, în coordonanță cu metodologia de evaluare și susținerea tezei de doctorat în instituția publică Universitatea Tehnică Moldovei, aprobată la ședința Consiliului Științific al OTM, proces verbal numărul 8 din 21.09.22, care a fost modificat și aprobat la, prin proces verbal numărul 7 din 25.02.20, care a fost mai înainte. Iată ce se referă la așa, toate datele, CV-ul referitor, doamna doctorat, pretendentă la titlul științific, respectiv de doctorul științei medical veterinar. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor Bănică. Onorată asistență, vă rog, dacă au apărut oricare întrebări vis-a-vis de dosar, vis-a-vis de doctorant, întrebări la domnul secretar, vă rog, dacă sunt, adresați-vă. Dacă nu sunt
întrebări, trecem la următoarea etapă a agendei ședinței noastre. Deci, conform regulamentului de susținere publică a tezei, doctorandului se acordă, se oferă 20 de minute pentru a-și expune discursul său. Deci, respectiv, în legătură cu aceasta, oferim cuvântul doamnei doctorande, care pe parcursul a 20 de minute va expune conținutul tezei și principalele rezultate obținute. Vă rog, aveți cuvântul. Stimați membrii Comisiei de Susținere Publică, stimați profesori, stimați colegi, oaspeți, îmi permiteți să fac prezentarea rezultatelor susținerii la tema salmoneloza aviară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie. În ultimii ani, creșterea păsărilor caramura a sectorului zootehnic în Republica Moldova rămâne una dintre cele mai dezvoltate, cu ponderea prioritar în consumul de produsele de origine animală la nivel național. Ramura avicolă are un impact direct asupra sănătății umane din considerente aspectelor legate de siguranță alimentelor. Datorită faptului că unele boli sunt transmisibile și la om, în același timp, focarele de boli infecțioase ale păsărilor pot genera costurile economice semnificative, exprimate cu pierderi piețelor interne și de export, precum și costuri directe pentru lichidarea focarilor de boală. Protecția efectivelor de păsări de contaminări cu microorganisme, patogeni, necesite o monitorizare constată de către serviciul sanitar veterinar, precum și de menținerea unor măsuri de biosecuritate, la nivel înalt pentru populația de păsări. Cu toate acestea, aplicarea procedurilor zilnice de biosecuritate poate contribui la reducerea posibilității de a contacta infecții microbiene zoonotice. Printre bolile de origine bacteriene, de o importanță majoră inclusiv pentru sănătatea publică, se menționează salmoneloza, care poate fi întâlnită la diferite specii de animale, păsări și la om. Unele serotipuri de salmoneloză pot cauza afecțiuni clinice grave la păsări, salmonella galinarum, colorum, salmonella gripe. Există aproximativ 2500 de serotipuri diferite de salmonella, însă nu toate serotipuri sunt patogene. În comparație cu alte genuri de microorganisme, bacterii din genul salmonella au fost determinate ca o cauză frecventă a intoxicațiilor alimentare. În prezent, la nivel european, aproximativ 200 de serotipuri de salmonella sunt asociate cu infecții alimentare la om, dintre care două serotipuri sunt considerate mai periculoase pentru sănătatea publică, salmonella enterica și salmonella timurea. Cate importanțe de contaminare cu bacterii din genul salmonella și alte boli zoonotice sunt cele produse de Escherichia coli, Streptococci, Staphylococci, Campylobacter, care rămân elemente lanțului de producere, păstrare și de comercializare a produselor agricole. Bună gestionarea a procesului de producere, biosecuritate sunt aspectele dificile care pot minimiza riscul de contact și persistența a infecțiilor. Scopul cercetării a fost stabilirea situației epidemiologice față de incidența salmonelozei aviare la efectivele de păsări și impactul produselor agricole la sănătatea publică. Pentru realizarea scopului au fost transate următoarele obiective: monitorizarea diversității microflorii patogene și prezența bacteriilor din genul salmonella în gospodăriile agricole de producere a ouă de consum, cât și a puilor broie. Analiza prezenței și diversității serotipului de salmonella în materialele fecale și materialele patologice privilevate de la întreprinderile agricole, de probele de la incubatoare și din piețele agricole pentru comercializarea păsărilor. Analiza prezenței și diversitatea serotipului de salmonella la carcasele de pasăre și de ou, produse în condițiile republicii, cât și de import, comercializate în cadrul pieței agricole centrale din municipiul Chișinău. Serotipizarea bacteriilor din genul salmonella izolată. Elaborarea unor recomandări practice cu referire la metodele de profilaxie și combatere a salmonelozei aviare.
Cercetările au fost efectuate la Departamentul Siguranței Alimentelor și Sănătatea Publică a Facultății de Medicină Veterinară, Universității Tehnice din Moldova, la Centrul de Palidiagnostic, în Laboratorul Supraveghere Existenței Antimicrobioiene la Agenția Națională pentru Sănătatea Publică. Ca material pentru cercetare au servit lavajul din încăpere avicole, materii fecale de la întreprinderea avicole, bachile, cadavre de păsări, lavajul, depii utilaj, suprafețele pentru comercializarea produselor avicole, ouă de consum, probe de la carcase de pasăre. Pentru izolarea tipului de microorganisme au fost folosite medii de cultură ozale și speciale, pediu-endă, sapură, bisințul fitagar, sibielagar, mediul rapoport prosilagis și altele. Izolarea și identificarea bacteriilor din genul Salmonella s-a realizat conform metodologiei ISO 65-791-2017. Pentru serotipizarea bacteriilor din genul Salmonella au fost folosite serotipuri polivalente O și A, utilizate pentru confirmare serologică prin reacții de aglutinare pe an conform instrucțiunii de utilizare producătorului. Examenul microscopic a fost folosit colorația după metoda Gram. Unele cercetări au fost efectuate în cadrul proiectului de stat, fortificarea lanțului hrană animal producție prin utilizarea resurselor furajere noi, ghemelor și schemelor inovative de asanare în cadrul Institutului Științifico-Practic Biotehnologic Zootehnie Medicină Veterinară. În perioada 2017-2021, pentru investigații de laborator, au fost prelevat un număr total de 8.853 probe, din care 216 de la găini autoare, 62 de la cadavre găinilor autoare, 254 de la pui de carcificare, 46 de la cadavre de pui broder, 135 probe de la carcase de păs, 140 probe de ouă. Unele datele referitor la incidența cazurilor de salmonelă pe fonul altor patogeni grupinii la unitățile avicole sunt prezentate în figura numărul 1, care menționează că bacteriile, condiționat patogenul și patogenii la unitățile de pui de broile sunt reprezentate din diferite genuri de bacterii, cu un raport procentual după cum urmează. Bacterii din genul Salmonella 6%, Escherichia coli 37%, Mycoplasma 11%, Streptococci 22%, Staphylococci 15%, Proteus 6%, Fungi 3%. Coloniile de bacterii din genul Salmonella au fost identificate și serotipizate. Conform rezultatelor serotipizării din 254 de probe colectate, 22 de probe au fost confirmate cu serotipul Salmonella flora în galinar, care respectiv a constituit 8,6% din numărul total de probe examinate. Imaginea demonstrează modificări patomorfologice care au fost identificate în timpul autopsiei, și anume infarcte miliare pe corp, ificat, acumulări de urazii urei, interitie, catarale și hemoragie. Datele din tabloul 1 realizează că la vârstă de 1-2 zile, cel mai înalt incident al microflorii materiilor fecale la pui, broli, i-au avut bacteriile coliforme cu incidență 6,65 unități păcătoare, care la vârstă de 20 de zile constituie 8,33 de unități, iar la vârstă de 40 de zile acest indice a crescut până la 8,74 de unități. Numărul bacterii de genul Salmonella la vârstă de 1-2 zile a fost 2,09 de unități, cu variația de 2,49 de unități la vârstă de 20 de zile și cu creșterea de până la 3,52 de unități în vârstă de 40 de zile. În cazul monitorizării situației epidemiologice la unele unități avicole de producere a uleiului de consum curent, compoziția microflorii condiționat patogenii și patogenii au fost reprezentate de bacterii din genul ăsta. Salmonella 4%, Escherichia coli 45%, Mycoplasma 17%, Streptococci 13%, Staphylococci 8%, Proteus 6% și Fungi 7%. Din 216 probe examinate, 9 probe au fost confirmate cu prezența
Sfântul Salmonella Colorum Galenar, Salmonella Tifimurim, ce a constituit 42 din numărul total de probe examinate. Indicele bacterii din genul Salmonella la cadavrele puiilor de uzi au avut valoare de 2,67 unități, iar la pui de vârstă de 40 de zile a constituit 4,28 unități. Indicele obținute demonstrează că numărul de microorganisme condiționat protejei la cadavrele puiilor doriu sunt 2 unități mai mari comparativ cu aceste indice la puii. Indicele bacterii din genul Salmonella au avut variații relativ reduse, 0,65 unități la vârstă de 145-65 de zile, cu o creștere dublă până la 1,66 unități spre finalul perioadei oasă 450-470 de zile. Toți indicatorii bacteriologi la toate formele bacterii au fost semnificativ majorate la finele perioadei oasă. La cadavrele găinilor autoare, indicii microflorii intestinale și de la nivelul viductelor au demonstrat indicii semnificativ mari ai bacteriilor de toate genurile. În același timp, indicele bacterii din genul Salmonella au crescut de 2,61 unități la cadavrele găinilor autoare începând la 245 și până la 3,38 unități la cadavrele găinilor de vârstă 450-470 de zile. Au fost prelevate probele și în cadrul unităților de cămes, în special în cadrul pieței agricole din municipiul Chișinău. Au fost prelevate probe de pe suprafețe de lucrări, din celule de pie de păsări și din unitățile de transport care au fost transportate păsări. Cea mai mare incidență a bacteriilor din genul Salmonella a fost stabilită în lavajele prelevate din interiorul transportului pentru transportarea păsărilor, iar cel mai mic indice din lavajele prelevate din interiorul căștii. Indicele bacteriilor din genul Salmonella în materie fecale la pui cu vârstă de 0-2 zile, comercializat din piața agricolă din municipiu a constituit 0,58 unități la vârstă de 50-60 zile, 1,28 unități, iar la păsările adulte acest indice a avut indicele de 3,42 unități. Prezența bacterii din genul Salmonella la începutul perioadei de incubație a avut valori reduse, constituind 0,22 de unități, iar la finele perioadei de incubație constituit 1,01 unități, fiind de 5 ori majorat comparativ cu indicele inițial. Au fost prelevate probele de la unități de creștere a păsărilor, de la secții de recoscoltare și ambalare ouălor, din unități de comercializare, de comerț a produselor agricole. Cercetările lavajelor de pe suprafața ouălor au stabilit prezența coloniilor de Salmonella cu valori de 47,6 coloniei, iar în cazul examinării lavajelor de pe suprafața de ambalajă ouălor au avut indicele de 111 unități și 2 coloniei, valori de 2,5 valori mai înalte. În cazul cercetărilor bacteriologice a carcaselor refrigerate de păsări, la momentul plasării spre comercializare, acest indice a avut valoare de 55,3 colonii, iar după 48 de ore, acest indice a crescut practic de 2 ori, atingând valori de 161,4 colonii. În cazul cercetările bacteriologice a carcaselor congelate de păsări, la momentul plasării spre comercializare, acest indice a avut valori de 19,34 colonii, iar după 48 de ore acest indice a crescut valori de 141,6 de colonii. În cadrul unui proiect de colaborare ANSA și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, au fost prelevate 75 de probe de diferite regiuni republice, în care concomitent și de la produsele importate, rezultatele prezentă în tabel denotă faptul că din 75 probe prelevate de la unități de sacrificare a păsărilor,
Cele cele importante, din 75% examinate, 8% au fost contaminate cu bacterii patogene din genul Salmonella. Sunt prezentate cești pietri care au fost toate în sămânțări chimici speciale pentru izolarea bacterii din genul Salmonella cu creștere specifică de Salmonella. Cercetări microbiologice diferite forme au fost efectuate prin propriurile care demonstrează prezența cum și salmonelei. În sus, prezise fix așa și microflora asociată cu fungi, E. coli, cu bacterii streptococi și bacteriofagi. Prioritățile biochimice și serotipizarea bacteriei din genul salmonella au fost prin intermediul serum monoreceptivii pentru serotipizarea bacteriilor din genul salmonella, teste pentru serotipizare, serotipizare pentru cu serume antisalmonice monoreceptive și aprecierea proprietăți biochimice. Vaccinurile contra la unitățile care nu au fost vaccinate contra salmonelei publicate, infecțiile de păsări mortale vaccinate în perioada anului 2020, din 2873 de găini moarte, la 228 de cadavre au fost depistate peritonite vitilinice, având variație de la 73 până la 931, în mediu, în 7,94%. La păsările care au fost supus vaccinării, am obținut alte rezultate. Din 2825 de găini moarte, la 112 cadavre au fost depistate peritonite vitilinice, având variații de la 3,2 până la 4,9, în mediu fiind 3,94. Comparativ, se observă o scădere a mortalității din cauza peritonite vitilinice cu 4%. Rezultatele prezentate date în tabelă denotă faptul că cea mai înaltă contaminare de serotipuri de salmonelă pe parcursul anilor 2018-2020 a fost înregistrată în carne de pasăre 142 probe pozitive, materii fecale 59 probe pozitive, produsele din carne 39 probe pozitive, bacterii cu 20 probe pozitive, ponderea procentuală a fost cea mai înaltă la salmonella infantis 36%, urmată salmonella enterica 29,3% și salmonella tipimuriu 6,7%. Concluzie. Nicătând la îndeplinirea unui complex de măsuri sanitare veterinare și curativ profilactic în cadrul întreprinderilor avicole, salmoneloza aviară rămâne în continuare o problemă importantă pentru sănătatea efectivilor de păsări, provocând pierderi enorme, considerabile, pentru, precum și riscuri majore pentru sănătatea publică. Cercetările privind circulația serotipilor patogene ale bacteriilor din genul salmonela au demonstrat că măsurile veterinare întreprinse în prezent nu sunt suficiente pentru a preveni incidența contaminării produselor de păsări cu acești bacterii și de a minimiza riscurile de contaminare. Cercetările epidemiologice și bacteriologice a efectivilor de pui broile au demonstrat că incidența circulației bacterii din genul salmonella constituie 8-6% cu predominarea serotipului salmonella colorum galinar, constituie un impact major pentru sănătatea efectivilor de pui broile. Studiul incidenței bacteriilor din genul salmonella la efectivii de găini ouătoare relatează un procent de prezență a bacteriilor respective de până la 4,32%, cu predominarea serotipului salmonella colorum galinarum salmonella tipimuriu. Cele mai importante riscuri de contaminare cu bacterii din genul salmonella se consideră ambalajul pentru carne, utilajele de transport destinate pentru păsări și produse, locurile de comercializare a produselor avicole. Rezultatele monitorizării bacteriilor patogene a salmonelei în unitățile avicole și parcursul ultimului an denotă că cea mai înaltă contaminare cu salmonella o are carne de pasăre urmată din materiile fecale și, prin urmare, produse din carne. Ponderea procentuală a fost cea mai înaltă la serotipul salmonella infantis, urmată de enteritisi salmonella și salmonella tipimuriu 6,7%. Cercetările bacteriologice a oilor de consum
au relatat prezența serotipilor patogene de salmonella, precum salmonella galinaru, salmonella dublin, salmonella citimurium, la 6,25% din probe examinate. Utilizarea vaccinului contra unor serotipii de salmonella a contribuit la reducere cu 2% a oilor nestandarte și cu 4% a peritonitului bețivinice la găinii de optare, faptul ce demonstrează eficiența prevenirii salmonelozilor la păsări prin imunizarea specifică. A fost elaborate și aprobate de către Comisia Zooveterinară din cadrul Ministerului Agriculturii Industriei Alimentare recomandări de practice, măsuri de profilaxie și combaterea salmoneloza aviară. Subiectele principale ale recomandării științifice face particularitățile epidemiologice în salmoneloza aviară în cadrul unităților agricole din Republică. Diagnosticul salmoneloza aviară, măsuri de profilaxie salmoneloza aviară, acțiuni de eradicare în cazul izolării serotipilor patogene de salmonella, profilaxie, toxicoinfecție la om, rezultatul în consumul produselor avicole. Actualitatea temei. La ora actuală, bacteriile de genul salmonella sunt cele mai cunoscute pericole asociate consumului cărnii de pasăre. Din datele publicate la nivel mondial, se estimează că îmbolnăvirile cu salmonella apărute consecutiv consumului de carne de pasăre reprezintă circa 20-20% din total cazurile de salmonelloză la om. Din considerentele menționate, controlul și supravegherea salmonellozului aviare în lanțul de producere a produselor avicole rămâne permanent actual. Noutate, pentru prima dată, pentru prima dată în Republica au fost efectuate monitorizarea situației epidemiologice față de salmonelloză aviară la nivel de lanț de producere și comercializarea produselor avicole, începând cu incubarea și întreprinderea avicole pentru creștere puilor broiler și de producerea ouălor, în vederea evaluării vectorilor principali de transmitere a bolilor și evaluarea factorilor de risc pentru sectorul avicol și consumatori de produse avicole. A fost stabilită diversitatea microflorei bacteriene în circulație în efectivele de păsări, în carne și ouă de pasăre, cu izolare, serotipizare și stabilirea incidenței tipului de salmonella, patogene pentru păsări și ouă. A fost apreciată antibiotică rezistentă izolată de salmonella față de unele antibacteriene folosite în avicultura. S-a stabilit eficiența unor tipuri vaccinale utilizate în imunoprofilaxie, salmonelloză aviară, la efectivele de găini și ovoare. Valoarea aplicativă constă în recomandările științifice pe practici elaborate pentru diminuarea factorilor de risc, de transmitere a bacteriilor din genul salmonella în lanțul tehnologic de creștere a păsărilor și de obținerea a produselor avicole siguri pentru consum. Rezultatele obținute sunt implementate în două unități avicole și în procesul didactic al facultății de medicină veterinară. Rezultatele științifice obținute au fost prezentate la diferite forumuri științifice naționale și internaționale. Au fost obținute certificate de participare la aceste forumuri și conferințe. Au fost publicate 17 lucrări științifice la subiectul tezei, inclusiv 16 articole în care una din reviste de bază de date internaționale, Scopus, 8 articole în reviste internaționale recenziate, un articol în revistă din Registrul Național a Registrelor de Profil Categorie B Științe Agricole, 6 articole în colegii conferințelor și congreselor științifice naționale și internaționale, au fost publicate o recomandări științifico-practică. Mulțumesc pentru atenție. Stimate audiențe, raportul a luat sfârșit. Vă mulțumim, doamna doctorandă, v-ați încadrat în timpul oferit potrivit regulamentului și acum, potrivit cerințelor, trecem la sesiunea, la următoarea etapă, sesiunea de întrebări. Și vă rog, cine dorește să adreseze întrebări doamnei doctorande,
cu referire la tema tezei. Și dau citire încă o dată. Salmonelosa aviară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie. Vă rog, cine dorește întrebări? De ce concretizez tema, că apar alte întrebări? Vă mulțumesc. Cine dorește pe acum? Da. Vă rog, domn profesor. În concluzie, voi menționați că măsurile întreprinse în prezent nu sunt suficiente. De ce și care măsuri? Asta o întrebare și a doua. Ați menționat că ați întreprins vaccinarea. Care metodă și de ce ați folosit acea metodă? Noi am examinat unitățile care aplică vaccinarea și bună parte acum se vaccinează căsările de prindă pe roz, adică cu apă de băut. O întrebare din motiv că păsările sunt și așa stresați când, deoarece sunt vaccinate conform protocolului și metoda asta este cea mai bună pentru a evita stres suplimentar la păsări, deci și se utilizează vaccinările prin formă de roz, adică cu apă de băut. Referitor, a spus că referitor la întrebarea că de ce nu sunt suficiente, pentru că rezultatele denotă apariția salmonelei la tot lanțul alimentar, în proces tehnologic, ceea ce demonstrează că măsurile de profilaxie totuși sunt insuficiente și trebuie să fie acordată o atenție mai deosebită pentru a răspândirea și dezvoltarea a salmonelozei și ca impact pentru păsările, așa și pentru sănătatea omului. Mulțumesc. Domn profesor, sunteți mulțumiți de expunere și de răspunsuri? Da, mulțumim. Vă rog, cine mai dorește să adreseze? Da, vă rog. Vă rog, domnul profesor domnul Vasile Măcar. Întrebarea cu impact social. Chiar recent, Agenția Națională a informat populația să nu procure ouă de acolo provenite de undeva că suspecte în salmonelosă. Cum se întâmplă lucrurile astea în țară? Poate nu ne-am învățit la lucrare, dar lucrați în domeniu și ar vrea să știu și vreau cei care da. Toate aviculile sunt monitorizate. Este și autocontrol care întreprinderile efectuează în cadrul creșterii, adică este obligatoriu să aibă un autocontrol și sunt periodic prelevate sau în cadrul monitorizării de stat se examinează ouăle la diferite boli, inclusiv și salmonelosa. În cazul de confirmare diagnosticului, aceste ouăle se denunță neconforme pentru plasarea în comerț liber. Adică ouăle categorie B, A trec în categorie B. Într-o așa situații, ouăle pot fi utilizate numai pentru prelucrarea la o temperatură corespunzătoare pentru a evita pericolul de îmbolnăvire sau de. Într-o așa cazuri, dacă ouăle după cum au fost, adică am obținut aceste rezultate, cumva au fost deja realizate pe teritoriu, ele trebuie să fie obligatoriu retrase. Din acest motiv și au fost situația că în zonul țar, așa este o procedură de retragere de la întreprindere, e o procedură conform căruia ei retrag și concomitent și anunță prin mass media că ouăle trebuie să fie retrase. Da. Noi, mulțumesc frumos și totuși în continuare, doamnă. Da. Dar, așa, cu reproș poate în direcționanța, de ce nu o să faci lucrurile astea până ajung ouăle garantate în magazin, în dependență de situație când au fost ouăle depistate cu salmonela. În cadrul, de exemplu, dacă ouăle chiar și sunt examinate, indiferent, în cadrul autocontrol sau în cadrul de examinare, monitorizării de stat, lotul dat din care s-au fost prelevate probe, el nu se oprește până obține rezultate. Asta este o procedură care merge în activitate. Și clar lucru, așa nu merge vorba că dacă noi am prelevat probe, noi tot lotul de ou le oprim la întreprindere și asta. Pentru asta și facem de. Deci e clar lucru și incidența asta practic întotdeauna cu ouăle pot așa ajunge deodată, dar asta numai în caz dacă un lot cumva este restricționat, dar el nu poate fi restricționat pentru că fabrica nu este în carantină, că să nu punem cumva restricții a comercializa ouăle. Domn profesor Măcar, pentru ambele sunteți mulțumiți. Da, mulțumesc. Vă rog, îmi cer scuze că domn profesor a ridicat înaintea dumneavoastră. Domn profesor Victor Putin, vă rog. Întrebarea mea este de ordine din partea finală de profilaxie. Este cunoscut că sunt
dar cum s-a vorbit, 2500 de sărbătiri. Nu toate sunt patogene, dar avem cele caracteristici speciilor, în cazul dat, dacă vorbim după aceea, salmonella care nu are salmonella cu ouă, și avem infecții sau sărbătiri de salmonella care provoacă orice infecții la oameni. Și la fel ați vorbit spre ceea că măsurile de profilaxie nu sunt, da, de pline și există riscuri de salmonella la păsări care au impact asupra sănătății păsărilor și gravidității și productivității. Și evident, impact asupra consumatorului final. Întrebarea mea este, totuși, pentru a diminua aceste riscuri, da, ca măsuri de profilaxie, cum a spus dumneavoastră, sunt vaccinuri. Da, avem vaccinul vii, avem vaccinul inactivat. Ce devine? Pe rost cu apă, cele mai departe, injectabile. Dar totuși, pe viitor, pentru a diminua riscurile, care, vedeți, în viziunea noastră, perspectiva de profilaxie a acestor infecții salmonelă? Pe viitor, totuși, pentru a diminua apariția salmonelei, este un punct de biosecuritate, dar cel mai principal este, clar, că vaccinarea. Pentru că vaccinarea este totuși, avem rezultatele foarte bune, dar foarte bine aș spus că dacă aș fi examinată anume incidența salmonelor din teritoriu sau chiar și dacă e posibil din unităților și atunci vaccinarea într-așa mod aveți fi foarte eficientă pentru că noi utilizăm vaccinurile importate la moment, unde este o vaccină pentru mai multe feluri, dar totuși o fabrică, o întreprindere, o țară are un circuit de microflore internă care totuși, dacă ne vaccinăm și stabilim aceste vaccinuri, atunci va fi eficiența cu mult mai înaltă. Adică cu autoimunii. Vaccinuri autoimune. Da, domn doctor, sunteți mulțumiți. Da, mulțumesc. Vă rog, cine mai dorește să... Vă rog, doamna doctor Rita Golban. În cercetările dumneavoastră ați folosit metode microbiale și de investigare a prelevatelor. Ce metode ați folosit și de ce v-ați folosit la interpretarea acestor rezultate? Prin metode microbiologice. A fost examinat. Salmonella a fost identificată prin metode aprobate de clinică 3SO, conform schemii de examinare a salmonelei prin prelevarea probelor după etapele care sunt prevăzute în SOU, adică merge prelevarea, îmbucățirea, sămânțarea pe medii, după aia sămânțarea, izolarea salmonelei care sunt cu reprezentative, facem cu dată izolarea pe medii specifice care caracterizează pentru salmoneloza, și după care se face încă o dată examinare suplimentară dacă avem cu creșterea respectivă, se face o examinare la, cu capacități biochimice, dacă corespunde cu salmoneloza și serotipizarea cu diferite seruri comerciale pentru a obține tipizarea, adică acestor salmonele. Da, mulțumesc. Doamna, vă sunteți mulțumită? Da, vă rog. Vă rog, cine mai dorește? Da, vă rog, domnul profesor Iemciu. Atât în textul rezumatului, cât și în prezentare, dumneavoastră ați menționat o incidență diferită a prezenței genului salmonella în întreprindere de creștere broiler, și întreprinderea de creștere a păsărilor ouătoare. Deci, în concluzie 3 și 4, dumneavoastră menționați o incidență de 4,2 la păsări ouătoare și o incidență de 8% la broiler. Care este cauza acestei diferențe de incidență a genului salmonella în aceste două categorii de întreprinderi? În primul rând, asta diferite modalitate de creștere și de diferite feluri de întreprinderi și referitor, clar lucru, atunci dacă vorbim despre incidență, atunci, adică merge vorba despre aceea că salmonelele totuși la întreprinderi de ou, da, sunt la păsări adulte și ele sunt examinate
pasăre prin intermediul înțelegerii sorteste și dacă vorbim despre păsări trole, care este o creștere foarte mică și vârsta lor este foarte mică, până știm că broilerul el vor se crește până la anumită vârstă și este o vârstă foarte tragică și este o sensibilitate mai mare de a fi molipsită și de salmonelă. Deci este clar lucru la păsări și anume la pui, pentru că vârsta puilor este undeva de 48-56 de zile în mediu, este o incidență mai mare de a provoca salmoneloză, dacă nu sunt respectate anume cerințele, decât la păsările adultele care sunt crescute pentru audit, pentru a colecta ouă și pentru darea păsării. Da, domn profesor Enciu, sunteți mulțumiți, da? Vă rog, cine mai vrea să ofere întrebări, da? Da, domnul profesor Spătaru, vă rog. Fiți amabili, e cunoscut că pentru profilaxie și combatere salmonelozei la păsări, e necesar un complex întreg de măsuri nespecifice și specifice. Dar iată, la noi în Republică, sunt o parte de întreprinzători care se ocupă cu incubație. Dar pentru a incuba, procură ouăle din sectorul particular, unde nu este cunoscut care este adică starea acestor păsări. Poate să servească lucrul ăsta, acești pui, o sursă de răspândire. Asta e mănăloză. În genere, ca care o unica, una din sursele principale a apariției salmonelei este într-adevăr sectorul particular. Pentru că sectorul particular influențează, cum știu cineva, că ați menționat, prin incubarea ouilor care nu sunt verificate, care păsările nu au fost verificate clinic, cum și chiar și așa problema ca problema personalului de la fabricii agricole, care tot au păsările acasă și tot pot aduce la cei cazuri de cazul gospodărilor la o întreprindere, adică sursă în genere o pasăre sau un ou care este obținut în condiții de casă, este, punem așa, un procent foarte înalt și, într-adevăr, este riscul cel mai mare de a preveni și, practic, asta este interzis de a utiliza ouăle, pentru că este un protocol anumit și toate ouăle și toate preparatele și păsările, pui, toți trebuie să fie achiziționate în baza actelor care atestă calitatea acestor pui, ouă de incubare pentru a interzice, adică nu interzice, pentru a diminua răspândirea acestei boli sau chiar și altor bolile care sunt acum la moment de pe stații cu teritoriul țării. Domnul profesor... Situația se face un control careva efluzionează mii de pui și sunt repartizați în toate republicile. Nu, dacă vorbim despre întreprindere autorizate, atunci e clar lucru, în cadrul controlelor de stat se evaluează de unde sunt achiziționate aceste ouă și clar lucru, agent economic este obligat să prezinte toate actele de proveniență, de unde au fost aceste ouă. Și așa să fie situația, clar că dacă să fie, să presupunem că omul cumpărat de la particular, este interzis categoric și în așa cazuri, noi nu putem utiliza aceste ouă pentru a ecoziona, adică și creșterea puilor în cadrul adică întreprinderea autorizației. Domn profesor, sunteți mulțumesc, da? Vă rog, cine mai dorește să ofere întrebări? Bine, până și vă gândesc dumneavoastră, eu nu știu dacă o întrebare sau o concretizare, din tot conținutul tezei, inclusiv și din raportul dumneavoastră, este foarte multe rezultate noi, foarte multe inovații, care, după mine, deci, au o importanță destul de deosebită teoretic, cât și valoarea practică și mai ales pentru un domeniu foarte, foarte important, ca cum este sănătatea publică. Întrebarea mea este, spuneți, vă rog, la ce nivel de implementare în practică, deoarece are semnificație, sau la propuneri, sau unde se implementează, sau care este perspectiva implementării astfel de rezultate valoroase ale dumneavoastră la chestie. Deci, da, întrebare sau concretizare? Da, în cadrul conform cercetărilor și ca ulterior, noi am elaborat recomandările practice, care sunt
editații despre care noi am vorbit, care recomandări științific oprat și aprobați. Sunt unele recomandări pe care, dacă în caz de utilizare va fi totuși diminuat momentul de apariție și la fel pot implementate aceste recomandări în cadrul două unități agricole, cu din Comp și Fabrica Cerescu, cum și în cadrul Universității Tehnice, de Facultatea de Medicină Veterinară, pentru studiul acestui Mulțumim. Vă rog, cine mai dorește să ofere întrebări? Nu sunt întrebări, mie îmi pare că amplu s-a examinat teza. Deci, în continuare, cuvânt se oferă domnului secretar științific, domnului Gheorghe Dănică, doctor, conferențar universitar. Vă rog, domnul Dănică, vă referiți la avizele parvenite în adresa lucrării și care sunt părerile, care sunt opțiunile, care sunt concluziile avizilor parvenite pe marginea tezei examinate. Vă rog, aveți un Una rezistență la tema tezei respective, nu mai sus numele date, la rezumatele expediate anterior, au parvenit următoarele avize. Avizul domnului Dumitru Ierhan, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, laboratorul de parazitologie și herpetologie, al Institutului de Zoologie al Universității de Stat din Moldova, membru de onoare Academiei de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șești, din România. Avizul domnului Marcel Oleg, doctorul științe agricole, conferențiar cercetător, director al Institutului Științifico-Practic de Biotehnologie în Zootehnie și Medicină Veterinară. Avizul domnului Herman Viorel, doctor, profesor universitar, Facultate de Medicină Veterinară din Timișoara, România. Avizul doamnei Tamara Sârbu, doctor în științe biologice și conferențiar cercetător, Institutul de Microbiologie, Universitatea Tehnică a Moldovei. Avizul doamnei Valentina Ciochină, doctor conferențiar cercetător, Institutul de Fiziologie și Sanatriatologie. Avizul domnului Rusu Ștefan, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, șeful laboratorului de paleontologie și herpetologie, Institutul de Zoologie a Universității de Stat din Moldova. Scrisoare de apreciere a domnului Dragoș Aniță, doctor conferențial universitar, Facultatea de Medicină Veterinară din Universitatea pentru Științe Vieții Ionescu de la Brac, din Iași, România. Și avizul domnului Gheorghe Plăcintă, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef catedră, boli infecțioase, Universitatea de Medicină, Nicolae Tăstinițar din Chișinău. Deci toate avizele sunt pozitive și nu conțin obiecții. Eu, și pe la urmă, aș vrea să menționez, dar luând în considerație că toate avizele sunt pozitive, autorii acestor avize concluzionează că teza de doctor în științe medicale veterinare corespunde cerințelor ANACEC, iar doamna Juncu Olga merită să se conferi titlul de doctor în științe medicale veterinare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor! Una dată asistență, doamna doctorandă, aveți cuvântul pentru a vă referi pe marginea acestor avize, a vă expune părerea. Poftim! Și am vrut să mulțumesc pentru avizele, pentru timpul acordat, care au fost și munca care dumneavoastră ați depus pentru evaluarea și examinarea acestei lucrări și pentru suportul dumneavoastră
care a dat o notă pozitivă, mă bucur, ce mă bucur numai decât, primul rând, nota dumneavoastră, când aveți obiecții, dar avem mult de lucrat și sper că asta va continua o colaborare și mai în viitor. Da, mulțumim mult, mulțumim mult. Onorată ședință, puteți să luați tot, da. Ședința noastră continuă prin oferirea cuvântului conducătorului științific, domnului Nicolae Starciuc, doctor habilitat în științe medicale veterinare, profesor universitar, pentru a face analiza calităților personale și profesionale ale candidatului Juncu Olga, pentru a expune unele momente pe, din parcursul pregătirii și prezentării tezei. Vă rog, domn profesor, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, stimați colegi, onorați oaspeți, deci am să încep discursul meu referitor la doctoranda Juncu Olga cu câteva file din anii de studenție a doctorandei. Doamna Juncu Olga este absolventa noastră și vreau să menționez că pe parcursul anilor de studenție a fost o studentă printre cele mai bune, aș spune, și este un lucru firesc și asta este o tradiție la noi, că totuși ciclul 3, doctorat, este finalizat și participă, iau parte anume studenții care au calități mai deosebite și la învățătură și calități, zicem, organizatorice și care, calități care, într-adevăr, permite persoanele respective să facă și niște investigații științifice. Vreau să menționez că pe parcursul la 6 ani, practic, am avut ocazia să conlucrez, să lucrez și să particip și la evenimente științifice împreună cu doctoranda și cu Olga. De fiecare dată am simțit o colaborare așa colegială, aș spune, și am o persoană care este responsabilă și de fiecare dată toate scopurile care au fost puse, deci au fost îndeplinite și în termen și la un nivel înalt. Deci doamna Olga este o persoană destul de comunicabilă, ageră, atentă, are capacități într-adevăr și a dat dovadă că capacitățile de cercetare sunt deosebite și împreună noi am obținut rezultatele care dumneavoastră astăzi le-ați audiat, le-ați observat. Într-adevăr, deci, rezultatele au fost axate pe o problemă care practic este de nivel mondial. Sunt numeroase cercetări asupra salmonelozei, începând cu caracteristicile agentului patogen. Deci cu manifestările foarte deosebite, formele foarte deosebite, cu riscurile care în permanență sunt, cu sănătatea publică care de fiecare dată, necătând la măsurile de biosecuritate, măsurile specifice, totuși, au loc incidențe de cazuri, atât în efectivele de păsări, cât și ce ține de sănătate publică. Acest fapt, noi și am vrut să punem accent, anume la nivel național, de a face o monitorizare a circulației și incidenței tipurilor de salmonelă aspectă la în segmentul de producere a păsărilor, fiindcă cercetările care se fac, dacă putem să le spunem cercetări, se face monitorizarea și majoritatea cazului este monitorizarea de caz. A apărut cazul, s-au întreprit măsuri și, mă rog, asta este. Dar care, care sunt riscurile, care sunt punctele critice care trebuie depus accent de monitorizat mai în mod deosebit? Asta a fost și scopul nostru, din acest considerent noi am luat anume veriga de producere a salmonelozelor, începând cu incubatoare, terminând cu produsele finite, carnea și deci ouăle de pasăre. Bineînțeles că avem și în domeniul ăsta încă este foarte mult de lucrat, dar îmi pare bine că am făcut un studiu și am ieșit cu niște concluzii și cu niște propuneri, niște recomandări practico-științifice care, cred eu, că ar putea să le fie de folos celor care activează în ramura creșterii păsărilor.
Da, și totodată considerăm că contribuim cumva cu suportul nostru la diminuarea, măcar parțială, hai să-i spunem, a incidenței salmonelozelor la deci efectivele de plăsă și pentru sănătatea publică. Bineînțeles că accentul principal a fost pus pe incidența serotipelor de salmonelă pe fondul altor bacterii. Și aici este logic, din punctul de vedere. Odată ce este numărul mai înalt al bacteriilor din genul salmonelă stăpân, respectiv și riscurile de prezența unor serotipe patogene sau risc pentru sănătatea publică va fi mai mare. Asta a fost unul dintre criteriile de bază. Clar că noi am mers pe monitorizarea probelor reprezentative, fiindcă n-am putut să facem serotipizarea la 853 de probe, asta sunt bani enormi, acum o probă ca să facem serotipizare ajunge peste 1500 de lei. Da, când am început, acolo erau 430 sau 450 o probă. Noi am ascultat reprezentativitate care ne-a permis să luăm minimum 10% de la fiecare categorie monitorizată ca să avem niște rezultate reprezentative. Și respectiv, cele care au fost identificate niște serotipe, deci tipice, clasice, am mers pe serotipizare. Deci, eu vreau să îi mulțumesc doctorandului pentru această colaborare. M-am spus că 6 ani, de ce? Fiindcă am vrut să mai facem și alte investigații, am vrut să o facem încă mai amplă, să zicem, și lucrarea, dar, știți, posibilitățile noastre au fost și mai limitate, să spunem, la niște investigații mai aprofundate, mai diversificate. Da. Fiindcă totul, în final, se lovește în resursele financiare, dar eu cred că scopurile care au fost preconizate, noi le-am atins. De aceea, îmi doresc succes în continuare și sper că vom avea colaborare și m-aș bucura dacă aș vedea o cadru didactic în continuare în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, fiindcă avem nevoie de cadre tinere, și anume cadre tinere de scurcărețe și de ce nu știu un pic de umor care loga la ea pe timpul predomnul în acest element. Este un element, să zicem, care nu toți să-l posedăm. Un și al doilea care este important în conlucrarea și în interacțiunea cu studenții. De aceea doresc succes în continuare și eu, ca conducător, vreau să aduc mulțumire deci, colegilor de la departament. Bazele, în principiu, au fost puse de doamna Rita, fiindcă a fost conducătorul tezei de licență, printre altele, tot la departamentul nostru. Deci îmi pare bine că după discuțiile care le-am avut noi, deci, în final, a fost de acord ca să facă teza de doctorat și îmi pare bine că totuși a dus lucrurile până la capăt, până la momentul de astăzi. Deci, aduc mulțumire colectivului care a contribuit, aduc mulțumiri deci, domnului președinte, domnului secretar care a acceptat să fie în funcțiile respective, aduc mulțumiri colegilor care deci, sunt în calitate de referență oficială, în special deci doamna Osaci Natalia, doamna Mariana Caraman și în mod deosebit aduc mulțumiri domnului referentul cel profesor universitar Săvânța Gheorghe, care a făcut un drum de la Iași, a lăsat toate activitățile sale, dar a venit să fie împreună cu noi ca să se împărtășească cu opiniile referitor la ceea ce am realizat noi împreună cu doctoranta Juncu cu omul. Aduc mulțumiri încă o dată colectivului facultății pentru că am avut acea posibilitate să facem investigații, am avut suport și am avut o lucrare prietenoasă. Vă mulțumesc mult, mult succes în continuare. Mulțumesc, domnule profesor. Ați făcut o caracteristică profesională foarte amplă. Mulțumim mult. Eu mulțumesc, profesor, pentru cuvintele care dumneavoastră a spus că și îmi pare bine. Nemeritați. Da, îmi pare bine că am avut așa noroc și am lucrat dumneavoastră. Mulțumesc, colegii, ședința de astăzi continuă cu prezentarea sau cu oferirea cuvântului, a cuvântului referențelor referitor la referatele, referitor la recenziile care le-au prezentat pe marginea tezei și vă rog în mod obligatoriu să vă pronunțați referitor la conferirea titlului de doctor în științe medicale veterinare. Și primul se oferă cuvântul domnului doctor profesor universitar Gheorghe Săvânța, Universitatea
științele vieții Iași, România. Vă rog, domn profesor, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, care cu unii m-am mai salutat. Dați-mi voie să îmi exprim bucuria de a fi din nou aici, după ceva timp, și bucuria de a vă revedea și de a participa și în calitate oficială la o zi frumoasă din activitatea profesională și viața doamnei Olga, cât și a conducătorului și a colectivului facultății de la Chișinău. Aș putea să fiu foarte scurt. Zic ultima frază, ca sugeratul, dacă sunt sau nu de acord, da? Da, mă simt după ce am asistat la prezentare, evident am parcurs înainte materialul tezei, am întocmit și un referat pe care îl aveți acolo în detaliu, conform normelor dumneavoastră, similare cu cele de la noi. Aș vrea, provocat fiind și de discuții și întrebările de aici, și mă bucur că publicul este activ, înseamnă că este cunoscător și chiar implicat. Și să o iau în ordine liber, s-aș pleca de la concluzii, nu? Sinteza concluziilor la activitățile și rezultatele obținute. Evident, problema salmonelozelor a fost și rămâne actuală și va fi încă mult timp, sub două aspecte, unul științific, unde se pot face într-o sumedenie de teze, mergând la aprofundare până la nivel molecular, atomic, acestor sute și chiar mii de serotipuri, dacă e să le vedem, dintre care unele foarte periculoase pentru sănătatea publică. Și aici se întâmplă partea practică a problemei, că de aceea ne preocupă. Toxi infecțiile alimentare generate de salmonella alături de alți agenți din acea microbiotă pe care parțial ați regăsit-o pe etapele cercetării. Și fără să ne referim strict la procente cu virgulă, acele variații am văzut că sunt corelate cu gradul de igienă și de sanitație din crescătorii din mediul care trăiesc. Și punctez aspectele care pe mine m-au bucurat cum se le-ați abordat, în special verificarea ceea ce se întâmplă în piață. Și la Chișinău este o piață pe care nu o găsim peste tot, pe care am și vizitat-o de câteva ori, foarte bogată, da, cu multă marfă, dar în care găsim și condiții diverse igienico-sanitare de transport, depozitare și chiar de origine a produselor de la găini, bii, ouă, carne și altele, inclusiv prin sistemul gospodăresc extensiv, unde nu avem un control. Dar nu întotdeauna alea de la țară sunt mai infectate ca alea din unitățile mari din creștere. Este discutabil. De aceea avem și procente. Mâine, dacă studiem alte efective, vom găsi alte procente. Este foarte greu. Cert e faptul că există această variabilitate și o microfloră, în mare parte cu risc patogen, condiționat sau chiar patogen direct, cum am văzut, am remarcat că s-a mutat inclusiv micoplasma, ceea ce iarăși este interesant într-o altă perspectivă, dar dacă e să ne limităm doar la salmonella, la Escherichia coli, gândindu-ne la serotipul enterotoxigene, care pot fi foarte grave, stafilococi, streptococi, și putem gândi mai ales pe traseu alimentar frigorific la Listeria, mai e campylobacter, deci în lumea asta un microbiot este mare. Deci ceea ce ați făcut sub aspect metodologic este de lăudat și ați
scoasă în evidență o realitate, până la urmă, specifică Moldova, este normal. Nu înseamnă că în altă parte nu există, cu toate contrarii. Sunt sisteme și foarte bine statuate acum, mai ales la nivel european, și o să parcurge și dumneavoastră procesul de agreere, dar văd că faceți multe lucruri pe standarde, dar este foarte, foarte greu să stăpânim problema. Riscurile sunt foarte mari, în primul rând, pentru sănătatea omului, în deosebire pentru copii, și chiar citeam zilele astea niște raportări din Statele Unite, unde sunt foarte multe cazuri la copii. De ce? Copiii sunt alimentați în mare parte cu produse de origine agricolă, ouă și mai departe. Deci problema va rămâne. Ca să intru puțin în analiza de specialitate, am văzut că ați abordat și ați prezentat aspecte privind studiul antibioresistenței și al imunizării. Mă întreb dacă antibioresistența poate fi de interes doar sub aspect științific, bineînțeles, să vedem ce fac salmonele și mai ales serotipurile izolate la om. Și aici pot să completez cu o semne întrebare. Ați studiat și turbini izolate de la om în partea pentru antibiogramă? Nu. Nu. De ce? Că este foarte important. Foarte important și aici o să vin cu o sugestie de perspectivă, analizând. Iar și alt aspect ca să închei cu antibioresistența, nu văd de utilitate practică studiul antibioresistenței la păsări, pentru că tendința este de a se renunța la folosirea antibioticilor în prevenirea și tratamentul la păsări, având în vedere riscul de remanențe. Sub aspect științific, da, sigur. Și aici merită văzut, deci n-a zis nu sunt importante, ce se întâmplă cu situația de la om. La om trebuie tratat. Și atunci va fi fundamental studiul și important, dar chiar în altă parte. În ce privește vaccinarea, iarăși mă întreb dacă reducerea cu 2% parcă la 4% periferică și 2% alte piesturi. Dacă acest procent de reducere economic compensează cheltuiala cu vaccinare, în masă de efective mari. De ce vin spun asta? În industria agricolă foarte importante sunt măsurile care permit eficiența economică a creșterii. Deci, lucrând dumneavoastră într-o instituție, merită să vedeți această abordare. Tot timpul, cel puțin în industria porcină, agricolă, industria alimentară, analiza cost-beneficiu, aspecte epidemio-medicale versus economic, foarte, foarte importantă. Foarte importantă. Sub aspect metodologic, conform regulilor, am și menționat în referatul meu, studiul bibliografic, metodologia cercetării, cu un accent și o remarcă deosebit pentru partea metodologică clasică, bacteriologie, se vede că lucrați în domeniu, chiar multe aspecte sunt bine de exploatat în scop didactic, pentru că sunt de referit și vă felicit. Iarăși un aspect pozitiv pe care l-am remarcat, această muncă de a vedea pe traseu etapizat, iarăși foarte important, cu punctul de vârf, care mi se pare interesant, piața liberă, fără reală, de mare risc. Și în rest, valorificarea, până acum, sub aspect științific, prin publicații a cercetărilor, acel ghid pe care cred că puteți să le extindeți și am făcut aici sugestie, poate constitui capitol dintr-o carte, o publicație,
deci poate fi valorificat și mai mult. Și în perspectivă, prin colaborarea cu medicina umană, de văzut relația dintre ceea ce este în domeniul veterinar, siguranța alimentară și sănătatea omului, mai ales că sunteți într-o instituție reprezentativă, este foarte interesant de văzut. Asta pentru a valorifica eficient rezultatele unor cercetări. Și studiile doctorale trebuie să se finalizeze, nu cu răsturnarea muncilor. Nu vom demonstra niciodată care a fost mai întâi ouă sau găina, nu asta, ci va trebui să ajutăm la sugestii pentru măsuri care să îmbunătățească activitatea, să reducă riscurile, că de eliminat nu le vom elimina, este factorul uman, socioeconomic care intervine, însă avem profesioniști care abordează în acest mod un domeniu, sigur, și rezultatele vor fi mai bune, numai că trebuie, hai că zic mai pe românești, vândute cât mai bine, în public larg, inclusiv până la popularizare, în rândul creștetorilor individuali, educație și așa mai departe. În final, am și scris, am semnat, domnul comisie, domnul președinte, domnul secretar, faptul că sunt de acord cu acordarea titlului științific de doctor în medicină, în științe medicale veterinare. Medical veterinar la dumneavoastră, dar la noi se mai spune domeniul medical, subdomeniu, dar nu are importanță, doctor în științe, ăsta este titlul. Succes în continuare, apreciind drept calificativ foarte bine activitatea și la mai mare de acum în aia. Mulțumesc pentru invitația de a participa, mă bucur din nou că vă revăd și să ne vedem cu bine și altă dată. Toate bune! Mulțumim, domnule profesor, mulțumim și dacă se poate o remarcă, fiindcă eu când am oferit cuvântul domnului profesor, am pronunțat și referat de analiză și recenzie. Dar inițial, la începutul ședinței, am accentuat că ne conducem după actele normative ale AMACEC-ului și ale Consiliului Științific al Universității Tehnice a Moldovei. Adică există și astfel de noțiuni, există și astfel și referat de analiză, și recenzie, și expert, și referent oficial. Una remarcă. Doi remarcă, vă rog. Având în vedere că potrivit regulamentului trebuie să acordăm cuvântul doctorandei după fiecare referent oficial, da, pentru a-și expune părerea, deci pentru a răspunde la obiecții, la sugestii, la, eu știu, doleanță, dar având în față recenzia, referatul de analiză a domnului profesor, deci nu există nici obiecții, nu există nici doleanță, nici greșeli. De aceea mă adresez la dumneavoastră cu propunerea pentru a acorda doamnei doctorande cuvântul după ce își expun toți experții sau toți referenții oficiali ai Comisiei de Susținere Publică. Dacă se acceptă, vă rog. Da, pentru a rezerva mai mult timp pentru discuțiile științifice. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult și în continuare se ofer cuvântul expertului sau referentului oficial, doamnei Mariana Caraman, doctor în științe medicale veterinare, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologie în Zootehnie și Medicină Veterinară, vă rog. Am completat recenzia conform cerințelor, dar vreau să menționez doar câteva puncte. În primul rând, autoarea a analizat în funcție situația în domeniu și anume răspândirea geografică și importanța socială economică a Uniunii de Varaviare, etiologie și particularitățile epidemiologice în Uniunii de Varaviare, aspectele clinice și patomorfologice,
diagnosticul în salmonioză agrară și metodele de izolare și identificare serotipilor patogene de salmonioză, măsurile sanitare veterinare generale de profilaxie în curs comunicație provocate de serotipile salmonioză patogene pentru păsări și pentru om și altele. Analiza în situație în domeniu are contribuții importante la fundamentarea teoretică a acestei probleme pentru dezvoltarea studiului de perspectivă în monitorizarea și prevenirea salmoniozei aviare. Problema abordată în lucrare este importantă și actuală, atât din punct de vedere teoretic cât și practic. Scopul și obiectivele tezei sunt expuse clar, succint și reflect pe etapele cercetărilor efectuate. Teza este elaborată și structurată conform exigențelor regulamentare stipulate în actele normative privind tezei de doctorat. Conținutul tezei este în corespundere cu tema abordată, autoarea a cercetat bibliografia științifică relevantă la tema respectivă, a sistematizat și ierarhizat informația studiată, a analizat și interpretat rezultatele practice referitoare la salmonioza aviară obținute de experți naționali și internaționale din domeniu, a respectat metodologie de cercetare conform ISO-urilor, a realizat studii de cercetare proprii a bacteriilor din genul Salmonella la cadavrele de foi broiler în conținutul intestinal, conținutul peritoneal și al oviductelor, în procesul de incubație a ouălor, în carne de pasăre și ouă și a studiat eficiența imunoprofilaxiei unității agricole. A expus și argumentat rezultatele proprii, a formulat concluziile și recomandările proprii. În concluzie, teza de doctorat este în corelare de până cu direcțiile prioritare de cercetare, dezvoltare ale țării și tendințele instituției mondiale. În acest context, autoarea tezei de doctorat, salmonioza aviară, capacități epidemiologice, diagnosticul și măsurile profilaxiei, doamna Olga Juncă, merită atribuirea titlului Institut de Doctor în Științe Medical-Veterinare la specialitatea 4.3.1.03, microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară. Vă urez succes! Mulțumim, doamna referentă, îmi cer scuze. Bine, luați loc, îmi pare bine că ați rezervat timp pentru discuții. Și în continuare se oferă cuvântul, doamnei doctor în științe medicale veterinare, doamnei Osaci Natalia, pentru a prezenta referatul, recenzia asupra tezei. Doamne Juc, vă rog, cer scuze. Rămâne, doamne, pasă. Mulțumesc, membre comisiei de susținere tezei de doctorat, domnul Juc, invitați colegi. Vreau să felicit în primul rând doctorata cu acest eveniment important din cadrul facultății noastre și respectiv conducătorul, colegii departamentului. Și succint am să mă expun și eu asupra sau am să în câteva idei vreau să mă expun asupra recenziei pe care am efectuat-o la teza de doctor în științe medical-veterinare și a autoreferatului. Dacă să luăm așa conform structurii, aprecierea succintă a tezei, adică dacă vorbim de baza teoretică a tezei. Vreau să menționez că doamna Juncolga a efectuat un studiu amplu asupra literaturii din domeniu. A studiat foarte bine diferite surse literare și atât cercetători, ai cercetătorilor naționali și a cercetătorilor internaționali și a efectuat o sinteză destul de clară și bine dezvoltată a literaturii în prima parte a tezei, adică în partea teoretică, unde a descris foarte bine și reușit răspândirea geografică și importanța social-economică a tematicii respective, a studiat și a descris, a analizat etiologia, particularitățile, diagnosticul, măsuri de combatere și profilaxie a salmonelozelor aviare. În aceeași ordine de idei, doctoranda a efectuat o descriere a măsurilor sanitare veterinare generale și a măsurilor imunoprofilactice, care sunt bine venite și care
sunt impuse pentru a preveni riscurile de transmitere a serotiperilor patogene din genul Salmonella prin intermediul diferitor produse și produse de carne și chiar și produsele sau ouăle obținute de la păsările din sectorul agricol. Referitor la evaluarea practică a cercetării, a fost efectuată cercetarea cu referire în special la circulația diferitor serotipii de microorganisme din genul sau bacterii din genul Salmonella, respectiv transmiterea, căile de transmitere a acestora, rezistența acestora în diferite medii de supraviețuire și a fost efectuată și aprecierea incidenței bacteriilor din genul Salmonella. Pe lângă toate acestea, enumerate mai sus, doctoranda Jungu Olca s-a axat și pe tehnica de apreciere a nivelului de sensibilitate a salmonelelor la unele preparate medicamentoase antimicrobiene. De asemenea, a efectuat și cercetări asupra imunoprofilaxiei, utilizarea unor vaccinuri utilizate, administrate la păsări cu scopul de a preveni răspândirea germilor din genul Salmonella. Dacă să vorbim despre conceperea și calitatea textului tezei, în baza rezultatelor și a datelor obținute, care au fost minuțios descrise și analizate, au fost publicate 17 articole științifice în diferite reviste. Aceste materiale au fost descrise, analizate și prezentate la diferite simpozioane, conferințe de ordine național și internațional. Și dacă să mă refer și la un obiectiv destul de important pe care și l-am pus drept pentru realizarea doamna doctorandă, este vorba despre obiectivul care a fost și îndeplinit, nu mai pus, este vorba despre realizarea și editarea, elaborarea și editarea a unor recomandări practice intitulate Măsuri de profilaxie și combatere în salmoneloza de ară, care consider că este un material destul de important atât pentru crescătorii de păsări, cât și pentru medicii veterinari practicieni, dar nu în ultimul rând și pentru activitatea didactică, pentru studenții noștri la programul de studii de medicină veterinară. Dacă să mă refer la asigurarea bibliografică a tezei, vreau să menționez că acest studiu, această lucrare, sau mai bine spus, baza teoretică acestei lucrări, este pe 233 de surse bibliografice, care au fost cercetate minuțios și aceste surse bibliografice sunt din ultimii 10 ani. Vreau să spun că 94% din sursele bibliografice sunt surse recente, adică nu mai mult de 10 ani, și doar 6% de acești, adică puțin de 10 ani. Și aici o puțină analiză matematică, dacă să-i spunem așa. În limba română, 3% din sursele bibliografice sunt în limba română, 63% din sursele bibliografice sunt în limba engleză și 34% în limba rusă. Dacă să vorbim despre calitatea concluziilor generale și a recomandărilor, principalele rezultate obținute pe parcursul acestor ani de cercetare și de investigare, doctoranda, în perioada efectuării tezei, doctoranda a aceste rezultate le-a concluzionat sau le-a stipulat în ultimul compartiment a tezei, concluzii și recomandări și desigur că ele sunt aranjate și descrise conform cerințelor ANACEC sau a Consiliului ANACEC și a școlii doctorale. Referitor la concluzii. În concluzii țin să menționez că datele și rezultatele obținute și descrise de către doctoranda Jungu Olga în teza de doctorat cu titlul Salmonella aviară, particularități epidemiologice, diagnostic și măsuri de profilaxie, care este lucrare integrată și finalizată, descrisă și realizată conform cerințelor în vigoare a școlii doctorale,
și ale Consiliului ANACE, credea însă și situația reală bazată pe salmoneloza aviară, cuprind din noutate științifică și valoare aplicativă în toată esența, merită să fie aprobată de către Comisia de Susținere Publică, iar doctorandii să îi se confere titlul de doctor în științe medicale veterinare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule referent, și vă rog, vă rog, mulțumim. Și onorată asistență, deci toți experții s-au expus referitor la rezultatele, da, expertizei tezei și acum cuvânt se oferă doamnei Olga Juncu pentru a expune, a se expune pe marginea referatelor de analiză ale experților. Vă rog. În primul rând vreau să vă mulțumesc referenței. Domnul Sărbuț, împreună cu dumneavoastră, ați acceptat, ați făcut un drum de la Iași, sunteți prezenți cu noi, și doamna Mariana Caraman, doamna doctor Natalia Osaci. Mulțumesc pentru ce cuvintele dumneavoastră ai spus referitor la lucrarea, cuvintele plăcute și îmi pare bine să obțină și rezultatele din partea altor colegi profesionaliști. Și referitor deja la ceea ce dumneavoastră, domnul Sărbuță, ați întrebat, referitor la dacă am făcut studii noi, fiind un proiect cu ISP, am obținut unele date referitor la, dar n-am făcut însă studii, n-am participat în implementăm, dar am obținut datele referitor la incidența salmonelei la oameni și referitor și la incidența și incidențe. Dar în cadrul studiului nostru am făcut niște antibiotică, rezistență la unele antibiotice care au fost folosite în cadrul unităților, sau care sunt, în general, utilizate pentru combaterea microbii, adică combaterea salmonelozelor în cadrul unităților și în cadrul Republicii. Și am obținut așa rezultate că au fost cele mai rezistente amisocilina, colistilin și doxicilina. Și cum mai s-a sensibilitatea, oxaciclina, geza plus, intrasorcilina și sensibilitatea slabă, adică este cine care deja este foarte răspândită și utilizată. Dar, clar, lucru, totuși noi promovăm să nu fie utilizat antibiotici fără ca și o rezistență, să aprecierea anume rezistență și după aia să fie utilizat antibioticul pentru a diminua riscurile de scăderea rezistenței, atunci eficiența, clar, că antibiotici este ineficient și, clar, lucrul asta este o gamă și chiar și pentru produse de perioare obținute de la produsele agricole, ouă, pasăre, carne de pasăre și alte produse. Mulțumim, mulțumim. Odată asistență, deci, conform agendei ședinței, trecem la următoarea etapă, adică la etapa de dezbateri științifice, în conformitate cu actele normative ale ANACEC și ale Consiliului Științific al Universității de Stat. Deci, vă rog, cine dorește să se expună asupra noutății, asupra originalității rezultatelor obținute și incluse în teza și raportate. Astăzi de către doamna Juncu Olga. Vă rog, cine dorește? Oricine dintre membrii Comisiei de Susținere Publică și oricine dintre cei prezenți în sală au posibilitatea de a se expune pe marginea tezei examinate. Vă rog. Cuvânt se oferă doamnei doctor Rita Vovan, conferențiar universitar. Vă rog, doamna doctor. Stimată Comisie, oameni asistență, în calitate de șef de departament siguranță de micro sănătate publică, am o deosebită plăcere să vorbesc, în special despre doctoranți, când vine vorba. Teza a fost susținută în cadrul ședinței interdepartamentale în cadrul departamentului, de asemenea, în cadrul seminarului științific de Cornel. Și astăzi am ajuns la etapa finală. Într-adevăr, este o teză care, într-adevăr, merită apreciată, după, din toate punctele de vedere.
actualitate, noutate științifică. Aș vrea să zic, s-a lucrat foarte mult asupra acestei teze. Doctoramul, într-adevăr, am făcut 17 publicații. A fost efectuată o analiză amplă de recenzenți, într-adevăr, cu un volum imens de muncă. Ceea ce ține de doctorantă, într-adevăr, merită, am muncit mult și noi am văzut o dată să facă rezultatele pe parcursul acestor ani. Vă dorim succes, domnul Faraluca. Felicităm conducătorul, vă felicităm cu dumneavoastră și consider că dumneavoastră merită să devină un doctor în științe medical-veterinare și sunt sigură că comisia ANACEP va aprecia toate rezultatele, toată munca care e efectuată domnul Faraluca. Vă mulțumim, domnul doctor, vă mulțumim. Cine mai dorește să se expună? Vă rog, domnul doctor habilitat Ștefan Rusu. Vă rog, vă răspund. Stimați colegi, am modificat plăcerea de fiecare dată să fiu în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, unde se susțin niște teze deosebite și aceasta susținută astăzi nu face o excepție. Este o teză că aș spune omul potrivit, la locul potrivit, într-un mediu unde a putut să se realizeze, pentru care eu vă felicit. Vreau să spun că anume persoana respectivă, activând în cadrul subdiviziunii siguranței alimente din cadrul municipiului Chișinău și ciocnindu-se zi de zi cu diverse probleme, între care sunt sigur că salmoneloza este o problemă, după cum și am și menționat, cum și este, nu la, numai la nivel național, dar și la nivel internațional, destul de important. Și anume persoana aceea care poate să combine foarte bine partea științifică, partea practică. Obiectivele care au fost trasate sunt destul de mărețe, și, dar vreau să comunic, să menționez că le-a reușit, le-a realizat pe deplin și anume, important este faptul că este o lucrare definitivată ca fată. S-a identificat structura sau diversitatea de microorganisme, de tulpini, care provoacă această boală. S-a identificat culturile de pe care sunt metodele, s-a identificat acele metode de diagnostic cele mai eficace. S-a pus în evidență și semnificativ este important că pentru fiecare vârstă în parte de la pasăre s-a identificat și descris schimbările morfofiziologice și clinice a păsărilor bolnave. Acesta e foarte semnificativ. Și nu mai puțin important este faptul că au fost identificate și testate o serie de antibiotice și o serie de vaccinuri care pot fi stau la baza măsurilor de combatere și profilaxie. Este o lucrare destul de importantă pentru Serviciul Veterinar din Republica Moldova și aș sugera că această lucrare să fie în perspectivă pe toată monografie sau un ghid metodico-didactic și să fie la baza, la căpătăriu fiecare medic și inspector veterinar în cadrul Republicii Moldova. Trecând în cele relatate, nu rămâne decât să felicit doctoranta, să felicit conducătorul cu domnul doctor habilitat, profesor, cu această lucrare deosebită și, desigur, pe colegii dascării din cadrul Facultății de Medicină Veterinară și Serviciul Veterinar din Republică, departamentul și, desigur, colegii din cadrul departamentului care au reușit să crească acest specialist, care este destul de valoros. Nu rămâne să doresc succese și felicitări mari pentru mare. Vă mulțumim, domnul profesor. Vă mulțumim. Vă rog, cine mai dorește să ia cuvântul? Deci, eu nu în zădar am accentuat
faptul că ne conducem după actele normative ale ANACEC și ale Consiliului Științific al Universității Tehnice. De aceea, să concretizez, membrii Comisiei de Susținere Publică în mod obligatoriu raportează. Și vă rog, dacă cât este în măsura posibilităților, cât este posibil de succint. Se oferă cuvântul domnului profesor Iencio Valeriu, doctor habilitate în medicină veterinară. Stimați colegi, în altă asistență, noi am asistat astăzi la o realizare. O realizare a doamnei Olga Jungu, îndrumată de un colectiv de îndrumători. De ce anume salmonella? Reieșind din faptul că în lume se constată circa 700 cazuri la 100.000 de locuitori, te gândești, e mult sau e puțin? Adică, cu întrebare, e mult sau e puțin? Dacă comparăm cu cazurile de ce se întâmplă în fluxul rutier, se pare că e puțin. Dar este o problemă care necesită o monitorizare permanentă. Dacă scăpăm de sub control această monitorizare permanentă, atunci proporția capătă dimensiuni devastatoare. Pentru că mulți întreabă, băi, dar ce e atât despre salmonella, atât despre salmonella, atât despre salmonella se vorbește? Se vorbește de ce e că acest gen de microorganisme, cu serotipuri foarte și foarte vaste, în dependență de condiții, de ce am întrebat de condiții de întreținere, de supraveghere în interiorul întreprinderilor, pot da rezultate diferite. Și dacă nu o scapi sub control, atunci poți să zici că în țara ta sau în altă țară sau în întreprinderea ta ai o supraveghere corectă acestor maladii care se transformă în toxicoinfecții alimentare provocate de genul salmonella. Da, lucrarea este făcută pe segmentul mai mult de producere. De ce? Fiindcă aici înseamnă efectul economic de care vorbim noi, fiindcă în momentul când nu ai supravegheat și nu ai avut grijă, intri în dezastru economic la întreprinderea respectivă. De atâta eu cred că această interconexiune între monitorizarea care a fost efectuată și între posibilitățile de profilaxie a acestei maladii, s-a reflectat plenar în cercetarea care a fost efectuată, care a fost prezentată și care cer evaluată de către referenți, evaluată de către membrii Comisiei de Îndrumare, evaluată de către membrii Comisiei de Susținere Publică. Eu cred că doctoranta împreună cu grupul de îndrumare și mai ales conducătorul științific au ales metodologic corect drumul de cercetare, au obținut aceste rezultate pe care le-au analizat, le-au evaluat și le-au prezentat în așa fel, că a devenit într-o măsură destul de mare sau majoră că acest subiect a fost cercetat la nivelul cerințelor tehnologice și științifice de astăzi. Eu cred că în contextul prezentării și în contextul analizelor care au fost făcute, doamna Olga Jungu, într-adevăr, merită conferirea gradului științific de doctor în științe medicale veterinare. Eu cred că dumneai este un specialist, de acum mergem la dumneavoastră, este un specialist pe care, pe parcursul anilor, am avut ocazia să o întâlnesc și la laborator și la piața centrală, peste tot unde dumneavoastră era prezent ca profesionist, ca lucrător, și mă bucură faptul că, pe lângă toate, am găsit timp
să se consacre unei probleme care, într-adevăr, este o problemă de vârf, este o problemă interesantă, care poate avea o continuitate și la al doilea segment, la segmentul de trasabilitate a cărnii și ouălor cu controle respective în ceea ce ține de incidența salmonelozor în acest segment. Dar asta, cum spui voi, este o altă, este o altă poveste, care sper să ajungă și timp și, și dorință și posibilități ca să o realizați. Eu vă felicit pentru dumneavoastră, doamna Robert, vă felicit conducătorul științific, a avut și dumneavoastră necesitatea și, și tărie de caracter ca să susțină doctoratul și pentru dumneavoastră urări de mari succese pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domn profesor! Mulțumim, domn profesor! Vă rog următorul, cine dorește. Am convenit că următorul vorbitor este domnul Gheorghe Donică. Vă rog! Domnule președinte, eu cred că în sală nu este nimeni. Prezint că mă cunoaște pe doamna Olga Junku. Ca studentă, ca absolventă, ea activează și ca specialist, da, ea activează în domeniul descriptiv, sanitar, veterinară și siguranță alimentelor de la bun început după absolvire, 25 de ani de zi. Astfel că a avut studii bunișoare, ca până la urmă, eu cred că ea a devenit un specialist bun în domeniul respectiv. Țin minte cele discursul care le făcea ea la televiziune, că când acolo de la Piața Centrală, cât de bine și frumos prezenta materialul. A început la activa de la laborant. A ajuns până inspector principal. Și eu cred că asta nu e cu ultima treabă pentru doamna Olga. Astăzi am spus foarte atent și sunt cunoscut cu lucrarea respectivă și eu îmi dau întrebarea ce ar face doamna Olga și eu știu și rezultatul. Ce ar face doamna Olga răspunsul. Ce ar face doamna Olga dacă ea ar fi un conducător, un director general a unei întreprinderi mari de creștere păsărilor. Eu cred că foarte mult ar schimba în managementul, în organizarea activităților acestei întreprinderi, pentru cât de cât a ne debarasa de această microfloră, măcar acolo pe loc. Deci noi îmi dăm seama și cunoaștem că crește, sunt foarte mult. Acolo, în locul ăsta, stradă cum te strâng, ai ieșit din curte, acolo mergi comercializarea, păstrarea, desfiguri și așa mai departe. Deci eu cred că acele recomandări care dumneavoastră le-ați făcut și le-ați implementat de acum în aceste două întreprinderi, cred că vor servi de temelie pentru a cât de cât a lichida în teritoriul Republicii noastre și nu numai, acea problemă care persistă, ea este și sperăm că ea se va diminua. Măcar să nu se va valide, dar eu cred. Dar de Doamne să fie așa. Olga, felicităm cu acea prezentare care ne-a făcut astăzi. Felicităm conducătorul, felicităm departamentul și de ce nu ne felicităm și pe noi, membrii facultății, cu această teză din cadrul facultății. Și cred că dacă nu o să fie un conducător a unui întreprinderi mare de creștere a păsărilor, o să fie un cadru didactic, ceea ce asta vă trebuie în primul rând, un cadru didactic bun la facultatea noastră. Felicitări! Mulțumim, domnul Dăica, mulțumim! Și următorul, cum se oferă cuvântul, se oferă cuvântul, deja s-a expus, dar în două fraze, vă rog, domnul conducător științific, profesor universitar, domnul Nicolae Stărciuc. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, stimați colegi, da, eu în primul discurs am atras atenția și la câteva momente, secvențe referitor la obiectivele care au fost aceste lucrări și ce am realizat.
Într-adevăr, încă o dată menționez că deci, acest studiu a fost efectuat de o problemă care are deci, o importanță și pentru Republica noastră și la nivel internațional, salmonelozele. Și, după cum a menționat și domnul profesor Săvuța, aici poți face încă multe și multe cercetări de diferit nivel. Multe teze pot să urmeze pe diferite segmente acestei probleme. În linii generale, eu consider că deci, obiectivele care au fost stabilite, noi le-am realizat. Aș fi vrut mai mult, încă o dată, atrag atenția, dar sper eu că acest subiect va fi preluat, poate și de alte persoane, pe alte direcții, care, într-adevăr, sunt multiple și merită să fie studiate și în continuare. De ce? Fiindcă, totuși, sănătatea publică este mai presus decât tot. Și produsele avicole, anume, ele sunt cele mai preferabile și consumate de consumatori, să zicem, și, în același moment, din toate datele care sunt și noi, cumva, am confirmat cu rezultatele noastre, este 25% din toxii, infecțiile alimentare, sunt datorită salmonelelor care sunt prezente în produsele, anume, avicole, nu mai vorbim de celelalte specii de animale. Deci eu vreau să-i mulțumesc lui Olga, fiindcă datorită ei am avut ocazia împreună și cu Comisia de Îndrumare, aici aduc mulțumire domnului profesor Spătaru Tudor, doamnei Holban Rita și doamnei Osarci Natalia, care au fost, deci, acea echipă care împreună ne-am periodic, ne-am sfătuit și am ajuns la cele rezultate care au fost prezentate astăzi către doctorandă. Doctorandei îi doresc în continuare succes în activitatea sa, care este axată exact pe domeniul respectiv și spun că a fost într-o oarecare măsură ușor să realizăm aceasta, fiindcă ea a lucrat exact în domeniul respectiv. Deci, anume, segmentul și scopul a fost piața centrală, din unde se livrează produsele practic la nivel național, unde toate vin în capitală. Aici este și consumul, deci și posibilitățile de a diversifica și de a stabili acea incidență și prevalență a sărăcitului salmonel a fost, cred eu, mai veridică din toate punctele de vedere cu ceea ce am prezentat în realizarea noastră. Așa că mulțumesc tuturor și încă o dată aduc mulțumiri domnul președinte, domnul secretar al științific, deci membrilor comisiei, referenților oficiali și în special domnul profesor Săvuța, care a lăsat toate lucrurile, dar este astăzi împreună cu noi ca să ne susțină și să-și expună punctul lui de vedere ceea ce facem aici în Republica Moldova. Vă mulțumim! Mulțumim, domnule profesor! Vă rog, stimată audiență, cine mai dorește să se expună? Bine, și eu trebuie să-mi expun părerea asupra noutății și valorii științifice. Știți, eu astăzi particip la a treia ședință unde se examinează teza pe care o precăutăm. Inclusiv la unitatea primară, la ședința interdepartamentală, inclusiv și la seminarul științific al școlii doctorale, am fost desemnat ca referent al tezei examinate, unde mi-am expus părerea și viziunile referitor la noutate și la valoarea științifică, inclusiv pe suport de hârtie oficial, inclusiv și am raportat rezultatele. Eu, astăzi, fiind în această postură, evident că am examinat din nou teza de la prima pagină până la ultima pagină și vreau doar o singură concretizare cât se poate de succint care a reieșit din examinarea tezei. Deci, eu, în primul rând, sunt de acord cu toate relatările referințelor oficiale, experților care au examinat în detaliu teza. De asemenea, sunt de acord cu toate spusele antivorbitorilor mei, ceea ce se referă la noutatea științifică și valoarea aplicativă a tezei. Vreau să relatez doar un lucru, că scopul, obiectivele și metodologia care este bazată pe principii conceptuale cunoscute
Deci au fost bine structurate în teză și au fost realizate prin rezultatele obținute de către doctorand privind originalitatea și noutatea rezultatelor obținute. Toate rezultatele obținute au valoare atât științifică cât și practică. Concluziile și recomandările practice reiese din rezultatele științifice ale cercetărilor. Direcția de cercetare a tezei respective se încadrează perfect în politicile de cercetare științifică în domeniul medicinii veterinare și biologiei. Și în final vreau să-mi expun părerea și să relatez că teza îndeplinită de către doamna dr. Juncu Olga corespunde cerințelor stabilite în vigoare, este o lucrare finisată de valoare științifică, iar autorul ei merită conferirea titlului științific domnul Săvuța de doctor în științe medicale veterinare. Vă mulțumesc. Medicale veterinare. Dacă se include cineva la noi, haideți, folosindu-mă de moment, la noi cineva, nu știu cum să îi spunem cu capul pătrat, a inventat o clatină între medicale veterinare. Fiindcă sunt două cuvinte și sanitare veterinare. Sunt noțiuni specifice, cu specificațiile aparte, dar cineva le-a omit. Nu poate să fie. Au două cuvinte cu specificații diferite. Din păcate, sau cu regret, nici azi, în unele cazuri, nu se conștientizează. Am dat răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc! E bine așa. Da, e bine așa. Așa am și zis. Așa. Deci, onorată asistență. Onorată asistență. Deci, am ajuns la etapa la care în corespundere cu prevederile regulamentare sau cu prevederile regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat, membrii Comisiei de Susținere Publică trebuie să se retragă pentru a delibera și a decide asupra acordării calificativului care urmează a fi atribuit tezei de doctorat și dau citire, vă rog, încă o dată denumirea cu titlul Salmonelloza aviară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie și ulterior pentru a decide referitor la conferirea titlului de doctor în științe medicale veterinare. Onorată asistență, noi am ajuns la finele ședinței de astăzi, la cea mai importantă, la cea mai impresionantă etapă a procesului de susținere publică a tezii de doctorat și noi cei care am fost desemnați pentru a decide asupra calificativului și asupra acordării titlului de doctor, desemnați prin ordin, prin decizie, hotărât și am îndeplinit proiectul de hotărâre, la care dau citire, vă rog. Hotărârea ședinței Comisiei de Susținere Publică a tezii de doctorat la specialitatea 43103 microbiologie, virusologie, epidemiologie, imunologie, micologie și imunologie veterinară, numărul 1 din 04 octombrie 2024. La ședință au fost prezenți la ședința Comisiei de susținere publică a tezii de doctorat au participat 4 membri ai Comisiei de susținere publică și 15 invitați. S-a ascultat raportul
studentii doctorant Olga Juncu la tema Salmonella alveară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie. Specialitatea 431-03, microbiologie, virusologie, epidemiologie, micologie și imunologie veterinară. Conducător științific Nicolae Sarciuc, doctor habilitate în științe medicale veterinare, profesor universitar, specialitatea 431-03, microbiologie, virusologie, epidemiologie, micologie și imunologie veterinară. Membri ai Comisiei de Îndrumare. Primul, domnul Tudor Spătaru, doctor în științe medicale veterinare, conferențiar universitar, specialitatea 431-03, microbiologie, virusologie, epidemiologie, micologie și imunologie veterinară. 2. Doamna Rita Boban, doctor în științe medicale veterinare, conferențiar universitar, specialitatea 431-03, microbiologie, virusologie, epidemiologie, micologie și imunologie veterinară. Și 3. Doamna Natalia Osaj, doctor în științe medicale veterinare, conferențiar universitar, specialitatea 431-03, microbiologie, virusologie, epidemiologie, micologie și imunologie veterinară. Onorată asistență, dacă cu acordul dumneavoastră, ca să nu dau citire, să economisim, adică să rezervăm timp pentru altul, să nu dau citire integrală a hotărârii, cu permisiunea dumneavoastră să trec la partea decisivă. Da, vă mulțumesc. Comisia de Susținere Publică a hotărât, decide. Reieșind din valoarea științifică și importanța practică a tezii realizate și prezentate Comisiei de Susținere Publică a tezii de doctorat, a luat următoarea decizie. Tema intitulată Salmonelloza aviară, particularități epidemiologice, diagnosticul și măsuri de profilaxie a doctorandei Olga Juncu corespunde cerințelor din punct de vedere științific și aplicativ și a actelor normative în vigoare, inclusiv metodologiei de evaluare a școlii doctorale a Universității Tehnice a Moldova. Pentru conferirea titlului științific de doctor în științe medicale veterinare. Teza se apreciază cu calificativul foarte bine și se recomandă pentru aprobare la ANACER. Rezultatele aprobării tezei au fost confirmate prin votare pro 4, contra 0, abținuți 0. Onorată asistență, cu acest prilej, permiteți-mi din partea Comisiei de Susținere Publică și a celor prezenți, am vrut mai târziu, să-i aducem sincere felicitări cu susținerea reușită a tezei de doctor. Noi dorim, dar și sperăm ca toate eforturile dumneavoastră, doamna Juncu, să vă aduc cât mai multe satisfacții, cât mai multe beneficii, inclusiv și sufletești și materiale. Și vă urăm în continuare realizări frumoase și cât mai mari succese pe tărâmul cercetărilor științifice. În mod aparte, vreau să aduc mulțumiri domnului conducător științific și domnilor membri ai comisiei de îndrumare pentru pregătirea cadrelor profesionale în domeniul de cercetare, în domeniul de referință. Comisiei de îndrumare am uitat să prezint domnului Tudor Spătaru, doamnei Rita Olban și doamnei Natalia Osaci. Aduc sincere felicitări și mulțumiri domnului doctor, profesor Gheorghe Sabuță, care
la toate apelurile noastre, la toate apelurile noastre pune umărul din plin și este foarte receptiv, pentru ce noi vă suntem foarte recunoscători și tot respectul nostru îl avem. Aduc felicitări referențelor oficiale, doamnei Mariana Caraman și doamnei Natalia Osaci, pentru conlucrarea bunăvoitoare a dumneavoastră care s-a soldat azi cu rezultate frumoase. De asemenea, aduc felicitări departamentului, administrației departamentului, unde a fost realizată așa lucrare frumoasă. Nu în ultimul rând țin să aduc felicitări facultății de medicină veterinară, administrației facultății care a creat, care a organizat astfel de condiții pentru a realiza teza. De asemenea, aduc felicitări tuturor dumneavoastră. Pentru data vizită, vizită pozitivă. Da, da, tuturor dumneavoastră pentru prezența dumneavoastră, inclusiv și celor care sunt conectați online, pentru susținerea dumneavoastră și pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim, domnul profesor, aduc mulțumire tuturor celor care au contribuit, inclusiv prin prezentarea avizelor, la realizarea acestei teze frumoase. Și a scoate de bătut. Cuvântul final se oferă doamnei Olga Juncu, pretendent la titlul științific. Nu, ca ce confirm. La titlul științific de doctor în științe medicale veterinare, vă rog, poftim. Vă mulțumesc că am da, vă mulțumesc tuturor, domnul președinte, domnul secretar, referință oficială, care a făcut tot un lucru foarte enorm, că a suportat atât de timp pentru evaluare, pentru membrii comisii de drumare, colegii de la departament, doamna Rita, doamna Asaci, domnul profesor, asta e de o mulțumire deosebită și un respect, colegii de la facultate. Vă mulțumesc timp acordat, eforturile care dumneavoastră ați depus pentru examinare, pentru evaluare, pentru ajutor, întotdeauna sprijinul de la dumneavoastră care eu am obținut, întotdeauna ați fost cu brațele deschise la mine. Pe parcursul anilor care am lucrat, am evaluat această întrebare, am ajuns până la urmă cu un final. Pentru susținere și valoarea temei, cu toți mulțumesc, disciplina atenție, clar, încă o dată vă mulțumesc că ați venit la noi. Și totuși vreau să spun un profesor, conducător științific, frumoasă. Da, mulțumim, doamna Rătare, mulțumim. Onorată asistență, astfel am ajuns până la finele, adică ordinea de zi a ședinței noastre a expirat și înainte de a declara închis ședința, vreau să vă mulțumesc la toți pentru încrederea acordată. M-am simțit onorat astăzi, fiind aici în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor dumneavoastră celor prezenți, vă mulțumesc pentru încredere, vă mulțumesc la cei care sunt conectați online și dacă la cineva dintre dumneavoastră sau online au apărut oarecare întrebări, vă rog, prezentați. Dacă nu a apărut ședința de susținere publică a tezei de doctorat, se declară închisă.